Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Poate o să vă mire titlul materialului pe care îl parcurgem împreună. Dacă ți-a spune, nimic nu este adevărat, totul este o minciună, pomul cunoaște. Prieteni, ne bucurăm să colaborăm cu Leonard Cheșca. Avem onoarea să vă facem cunoscut celor care nu au citit deja articolele publicate pe pagina sa de Facebook, un ultim material scris de prietenul nostru, Leonard. Vă sugerez să urmăriți până la capăt prezentarea mea de azi, pentru că ceea ce veți afla este absolut cutremurător. Iată cum sună analiza temeinică și fundamentată scrisă de Leonard Cheșca, analiză pe care o voi reda în continuare ad literam. Prin ceea ce urmează să expun, nu-mi doresc să descurajez pe nimeni, dar este esențial pentru noi să înțelegem aceste lucruri. O să scriu dur, pragmatic, greu de digerat, iar cine nu are deschiderea de a suporta acest mod de abordare, îl sfătuiesc să nu citească. Probabil că mulți mă vor face nebun doar pentru faptul că prin ceea ce spun se dărâmă toate valorile de care se agață cu disperare, se duce naibii tot confortul iluzoriu în care se complac. Dacă ți-a spune că nimic din ceea ce știi nu e adevărat și dacă ți-a spune că totul e o mare minciună, dacă ți-a spune că există o elită ce conduce umanitatea din umbră. Ei sunt arhitecții sistemului sau sistemelor ce s-au alternat pe pământ, ei au creat sistemul financiar, lor le datorăm taxarea și impozitarea, ei au comutat liberul arbitru de la nivelul de individ la nivelul de grup, democrația, creând astfel aparența respectării liberului arbitru. Democrația înseamnă de fapt supunerea voinței minorității de către voința majorității, adică încălcarea liberului arbitru al celor minoritari. Ei au creat sistemul politic și modul în care cetățenii își împuternicesc niște membri ca să-i reprezinte. Ei au creat sistemul juridic și chiar ei ne-au dat drepturile omului. Ei au adus conceptul de persoană și, într-un mod subtil și insinuos, ne-au luat drepturile de ființă vie înlocuindu-le cu drepturile de cetățean. Ei au alternat comunismul cu capitalismul, ei au generat războaiele, ei ne-au dezminat și împins spre distrugerea noastră reciprocă. Ei sunt cei care ne împing acum spre autoextinție, ei dețin schimbul, propagarea și calitatea informațiilor la care avem acces. Ei dețin adevărata cunoaștere și tot ei ne-au fabricat o pseudo-cunoaștere, atât cât să primim răspuns la întrebări, ne-au dat un surogat, o falsă cunoaștere. I-au răsplătit și cu diplome și titluri pe aceia dintre noi care și-au asumat mai bine această falsă cunoaștere. Vorbim de mii de ani de manipulare, de sute sau poate mii de ani de când elita a ales ca să păstreze doar pentru ea adevărata cunoaștere și în paralel să fabrice ceea ce noi primim prin sistemul de educație, prin cărți și cel mai tragic de la mai vârstnicii noștri. Așa ne domină printr-o falsă cunoaștere, ne conduc implicit la acțiuni greșite. Iată un fragment din articolul scris de mine, Leonard Cheșca, Pomul cunoașterii. Ce știm noi de fapt? Cunoașterea noastră poate fi un fals ordinar. Peste 95% din tot ce știm am aflat, învățat de la alții, care au aflat de la alții. Foarte puțin din cunoașterea noastră este aflat prin experiență directă. Primim informații, primim date, statistici, principii, legi, teoreme, dar toate experimentate sau presupuse de alții. Aproape nimic din tot ceea ce știm nu oferă garanția deplină a adevărului. Puteți considera ce exemplu vreți voi. Singurele lucruri de care suntem absolut siguri sunt cele verificate sau trăite de noi prin experiență directă. Marele nostru necaz e că ajungem să lucrăm cu acest tip de informație pe care o luăm de bună, dar pe care nu am verificat-o niciodată. Atât de mult ajungem să ne încredem în cunoașterea noastră, de fapt a altora, încât nici nu vrem să mai aflăm alte păreri. Dacă sistemul ne mai și răsplătește cu note bune, o slujbă bine plătită, titluri, diplome, calificări și așa mai departe, devenim o voce autorizată a acestei cunoașteri. Mai mult transmitem cunoașterea noastră copiilor noștri, elevilor cunoștințelor. V-ați gândit vreodată că toată această cunoaștere accesibilă nouă tuturor poate fi falsă? V-ați gândit vreodată că sunt prea puțini cei care au acces la adevărata cunoaștere? V-ați gândit vreodată cât de ușor ne contaminăm unii pe alții cu o cunoaștere primită și neverificată personal de noi? Vom reveni cu un alt articol incendiar semnat de prietenul nostru, Leonard Cheșca, articol în care autorul a disecat și analizat cunoașterea pe toate fațetele. Pomul cunoașterii. Vorbim de diferențele tehnologice, de cel puțin jumătate de mileniu de evoluție, iar toate astea aici pe pământ, două lumi, cea a suveranilor și cea a sclavilor. Avem deci chiar la nivel fizic paradisul și infernul fix aici pe același pământ. Mă rog, am spus pământ, dar din păcate noi nu știm nici pe ce planetă trăim sau dacă e o planetă. Noi nici nu știm cu adevărat cum arată locul în care locuim noi oamenii. Tot ce știm e de la ei, cum au vrut ei ca să știm. Nu știm cum arată continentele în mod real, nu știm nici toate teritoriile acestui loc pe care îl denumim pământ, nu știm ce formă are, ce dimensiuni, nu știm nimic. Sau știm ceea ce ne-au dat ei ca să știm. Noi nu putem verifica asta, nu avem nici tehnologia, nici deschiderea ca să o facem, ne complacem în iluzoriul confort a ceea ce presupunem că suntem, adică o civilizație avansată. Credem că știm cum e structurat atomul, dar nu am putut verifica niciodată asta, știm de la ei. Știm despre virus, dar nu i-am văzut niciodată, dar cu toate astea avem chiar și fizicieni și specialiști epidemiologi care ne regurgitează inept un concept primit prin educație de la ei ca fiind o realitate concretă. Probabil că doar câteva procente din informații sunt reale, iar asta a venit în timp atunci când surogatul servit nu a mai putut răspunde unor noi întrebări. Au fabricat un nou surogat, probabil cu un procent mai mare de adevăr, pe care l-au prezentat ca o mare realizare științifică. Nimic nu a rămas neatins de manipulare, iar totul a vizat menținerea supremației lor. Cine deține informația, deține puterea. Nimic nu a rămas nesubstituit, nemanipulat, tot ce știm e fals. De multe ori nu doar că informația disponibilă e falsă, dar e fix contrară adevărului. Așa cum ne-au inversat valorile, așa au reușit și să prezinte răul ca fiind bine și binele ca fiind rău. Mă întreb adesea, dat fiind faptul că nimic nu a scăpat manipulării, oare cărui Dumnezeu ne închinăm și slăvim noi, sclaveții, și cărei entități ne opunem cu înverșunare. Dacă analizăm cum merg lucrurile în lume, e foarte posibil să ne dăm seama că și aici ne-au livrat un fals creator, adică domnul zău al religiilor, care e foarte posibil să nu fie adevăratul nostru creator. Te-ai supărat? E prea dur. Mergi atunci să treci clipa, să-ți faci propria realitate gândind pozitiv, dar să știi că te vei trezi la adevărata realitate în mijlocul infernului, fix pentru că nu ai vrut să auzi, pentru că ai băgat capul în nisip. Orice manipulare structurată în mare parte pe adevăr, doar că partea lipsă și câteva detalii duc totul în derizoriu, ba chiar determină acțiuni complet opozabile decât cele corecte, dar care servesc scopului manipulatorului. Dacă științifici au reușit folosindu-se de ego-ul acestora, de valoarea dată de aceștia titlurilor, diplomelor și banilor, nici cei spirituali nu au scăpat controlului. Cu religiile e veche și clară treaba, dar acestea nu acoperau pe cei mai mulți dintre noi, pe cei care se situau cumva în acord cu știința, dar care aderau la teoria creaționistă, nu acceptau teoria evoluționistă. Așa au apărut în ultima perioadă cei mai mulți învățători spirituali. Cei autentici în mare parte au fost blamați și eliminați de către sistem. Mulți maestri spirituali, scriitori New Age, sunt de fapt toți sub controlul celor care stăpână și conduc din umbră lumea. Unii dintre acești maestri sunt complici direct, sunt momiți prin bani, alții sunt controlați mental fără ca ei să știe, channeling, iar alții sunt chiar dintre oculți. Ei oferă o falsă soluție și implicit detașarea persoanei de la scopul inițial de a căuta o soluție pentru că a primit-o, nu-i așa, pe tavă la cursurile respectivilor. Au reușit să transforme o grămadă de oameni instruți care bagă capul în pământ la cel mai mic contact cu răul. Mă rog, ei gândesc pozitiv și nu cumva acel rău să le strice feng shui-ul. Cum spuneam, există mult adevăr în învățăturile lor, dar rămâne la capacitatea fiecăruia dintre noi să-l separăm de părțile manipulatoare. Da, și animalele trăiesc clipa și poate că niciodată nu se gândesc că cel care le-a hrănit le-ar face vreodată rău. Cu toate astea, ele nu sunt ferite de acțiunea stăpânului lor atunci când acesta și-a pus în gând să le curme viața, chiar dacă mereu s-au gândit pozitiv la relația cu stăpânul lor. Un lucru e clar, noi visăm, iar lucrurile sunt extrem de serioase. Două civilizații complet diferite, ca nivel tehnologic, una minoritară susținută pe spinarea celei majoritare. Asta se întâmplă mereu, cei mai puternici se folosesc de cei mai slabi, așa facem și noi umanitatea cu animalele, dispunem de ele după bunul nostru plac, ne sunt animale de povară, ne sunt hrană, ne sunt victime ale distracțiilor vânătorești și cele mai multe ale acțiunilor noastre irresponsabile. Precum dispun ei de noi, așa o facem noi cu animalele. Le păstrăm atâta timp cât avem nevoie de ele, cât mai au putere să tragă la plug sau la căruță, cât timp ne asigură lapte, ouă, cât timp ne fac pui și ne asigură hrană. Animalele de companie nu sunt chiar exemplul care să compenseze comportamentul nostru abuziv față de animale. Și acestea sunt sterilizate, îngrădite, lipsite de o viață naturală, dar putem spune totuși că sunt privilegiate față de celelalte, precum marionetele lor, politicienii din funcții decidente și parte din celebrități folosite pentru distracția lor. La fel cum punem noi chipuri la oile noastre, așa vor să ne pună ei. Așa cum noi ne considerăm stăpânii, proprietarii animalelor noastre, așa se consideră ei stăpânii noștri și pe noi proprietatea lor. Așa cum noi avem aroganța să credem că suntem rasa superioară de pe pământ, fie că ne comparăm cu un delfin, fie cu o furnică, așa ei se consideră superior nouă. Măcar ei tot ce ne fac nu ne fac în mod direct, ci prin interpuși dintre noi, pe când noi ceea ce facem animalelor, facem în mod direct. Vedem gunoiul din ochiul lor, dar nu vedem bârna din ochiul nostru. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, zice un proverb. Păi noi fix asta facem, exploatăm și dispunem după bunul plac de animale și chiar de cei mai slabi dintre noi. Mă întreb, oare chiar merităm să ne eliberăm? Oare nu cumva ne merităm soarta, nu cumva ne plătim, primim karma acțiunilor noastre? Am făcut această introducere pentru a vă ajuta să conștientizați raportul real de forțe pe pământ. De o parte suntem noi, marea majoritatea oamenilor, umanitatea, iar de cealaltă parte sunt ei minoritarii, mult prea puțin numeri față de noi, elita ascunsă, oculta, dar deținători ai unei cunoașteri adevărate. Noi suntem dezvinați, separați, neorganizați și notăm în bezna cunoașterii. Ei sunt uniți, organizați și dețin adevărata cunoaștere. Suntem la o răscruce, ne pregătesc o amplă schimbare a societății, așa cum o știm, simțim și ne-au spus-o direct. Au pregătit de o mare resetare, o schimbare de amploare a noi ordini mondiale. Probabil că nu mai au nevoie de o mare parte dintre noi, fix așa cum procedăm noi cu animalele, cele bolnave, cele bătrâne, cele mai neascultătoare sunt primele pe care le sacrificăm. Am fost avertizați de asta de către mai mulți dintre cei mai deschiși la minte, din păcate mulți dintre ei eliminați pentru această îndrăzneală. Iată un fragment din discursul lui John Fitzgerald Kennedy despre societățile secrete. Doamnelor și domnilor, cuvântul secret însuși e respingător într-o societate liberă și deschisă, iar noi ca popor ne opunem prin istoria și moștenirea noastră societăților secrete, jurămintelor secrete și procedurilor secrete. Noi am stabilit cu mult timp în urmă că pericolele tăinuirii excesive și neînștiințate a unor fapte pertinente egalează pericolele ascunderii justificării acestei tăinuiri. Chiar și în prezent se pune puțin preț pe lupta împotriva amenințării unei societăți secrete, noi imitându-i restricțiile samavolnice. Chiar și în prezent se pune puțin preț pe asigurarea supraviețuirii națiunii noastre, dacă tradițiile noastre nu supraviețuiesc odată cu ea. Și există un mare pericol asupra căruia trebuie să veghem în avans mai mult, căci vom fi expuși acestuia de cei dorniți să-și pună în aplicare intențiile chiar până la limitele cenzurii oficiale și tăinuirii. Nu intenționez să permit ca aceasta să se petreacă în măsura în care depinde de mine. Și niciun oficial din administrația mea, indiferent dacă are o poziție importantă sau nu, dacă e civil sau militar, nu ar trebui să interpreteze acest discurs al meu ca o scuză pentru a nu informa, pentru a nu ne arăta intențiile, pentru a ne ascunde greșelile, pentru a nu arăta presei și publicului faptele pe care îi merită să le știe, căci în lume există o conspirație monolitică și barbară care ni se opune și care se bazează în principal pe mijloace ascunse pentru a-și extinde influența ei de temut, pe infiltrare în loc de invazie, pe acțiuni subversive în loc de alegeri, pe intimidare în loc de alegere liberă, pe gherile noaptea în loc de armate ziua. E un sistem care a acumulat resurse materiale și umane imense în construcția unei rețele strânse, a unei mașini înalt oficializate, care combină operațiuni militare, diplomatice, de securitate economice, științifice și politice. Pregătirile ei sunt secrete, nu sunt date publicității. Greșelile ei sunt îngropate, nu evidențiate. Descendenții ei sunt tăinuiți, nu onorați. Extinderea lor nu este pusă sub semnul întrebării, niciun zvon nu se răspândește, niciun secret nu este revelat. Discursul lui John Fitzgerald Kennedy îl poți viziona integral pe internet. Mulți viteji infantili pleacă la luptă, dar cu cine? Cu marionetele lor, politice, guverne, șefi de state. Păi au deja alții pregătiți, despre ce vorbim. Așa cum am spus, noi nu știm nici pe ce planetă suntem, nu știm cine sunt ei, cei ce ne conduc din umbră, unde stau, locuiesc, care e calea până la ei. Păi nici nu apar pe hartă livrată tot de ei teritoriile unde ei locuiesc, despre ce vorbim, plecăm la luptă, dar cu cine ne luptăm? Aduc aici fragmente mai importante din ce spuneam într-o altă postare pe care o denumeam să fim realiști. Din păcate, noi nici nu știm cine e inamicul, mereu îl vedem în cei scoși în față, dar inamicul real habar nu avem cine e, unde e, cum se numește sau măcar dacă e om sau nu. Deci cu cine ne luptăm? Unde îl găsim? Unde stă? Cum arată? Cum ajungem la el? Și dacă să presupunem că am avea capacitatea logistică, resursele financiare, armata în subordine, cea mai înaltă tehnologie fără un trădător dintre ei sau victime scăpate de la ei, nu putem întreprinde nimic. Ieșirea noastră trebuie căutată la alt nivel, nu putem în mod clar și realist să ducem un război contra unui inamic invizibil de care nu știm mare lucru și care a investit poate peste 90% din PIB-urile statelor lumii în a-și crea fortăreața, armele și rețeaua de control. Trebuie să conștientizăm faptul că avem nevoie de mult mai mult, avem nevoie de cei care s-au infiltrat în timp în rețeaua lor, de cei care le-au fost victime, de mărturiile lor și chiar de trădătorii lor. Suntem mulți și uniți, suntem 18-20 de milioane sau la nivel planetar 8 miliarde, așa știm de la ei. Poate că suntem 3 miliarde sau habar nu avem, ce facem? Plecăm la luptă unde, cu cine? Cu marionetele lor? Noi, cel mult, putem dărâma marionetele adevăraților stăpâni, guvernele lor, poate putem atinge și câteva din corporațiile lor, dar niciodată pe ei, indiferent de amploarea unor revolte. Păi stăpânul lor suprem, până la care mai sunt câteva zeci de etaje ale piramidei, și despre care nici cei subordonați direct nu știu foarte multe, unde îl găsim? De unde ne stăpânește? De unde dă ordinele? Singura șansă e printr-o mișcare organizată la nivel de insider, servicii de intelligence, forțe armate. Dar cine sunt cei care formează elita? Personal, cred că e vorba de urmașii celor câțiva reprezentanți ai unei civilizații avansate care au ajuns pe pământ cu mult timp în urmă. Nu sunt ca noi și nu sunt de aici. Ei și-au dus mai departe linia de sânge și nu s-au amestecat cu noi, iar cei care au făcut asta au fost excluși dintre ei. Fiind puțini, dar mult mai avansați în cunoaștere și tehnologie, au ales la un moment dat că cel mai înțelept pentru ei e să ne conducă din umbră, folosindu-se de unii dintre noi pământeni. În acest mod, puteau evita orice nesupunere legată de diferențele dintre noi și ei. În timp au reușit să-și ascundă față de noi diferențele anatomice sau poate că au trimis în teren hibrizi dintre ei și noi. Se vorbește de 13 familii elitiste care se află în spatele la cam tot ce se întâmplă pe pământ. Personal, cred că șeful suprem, cel căruia îi se supun toate aceste familii, e în continuare complet diferit de rasa umană și conduce totul din umbră. Cele 13 familii care stăpânesc lumea, forțele din umbră din spatele agendei noii ordini mondiale, undeva în apropierea vârfului ierarhic al piramidei, o organizație extrem de elitistă, cunoscută sub numele de Consiliul celor 13 familii, orchestrează toate evenimentele majore ale lumii. După cum sugerează și numele, Consiliului este format din top 13 cele mai influente familii de pe pământ. Un număr din ce în ce mai mare de oameni devin conștienți de faptul că 99% din populația Pământului este controlată de o elită de 1%, dar Consiliul celor 13 familii constă în mai puțin de 1% din elita de 1% și nimeni de pe pământ nu poate obține calitatea de membru. În opinia lor, au dreptul de a se pronunța asupra restului umanității, deoarece aceștia sunt descendenții direcți ai zeilor antici și se consideră ei însuși regi. Notă: vă sugerez să vizionați documentarul colegei mele, Claudia Mesea Paraschivescu, Stăpânii Planetei, Piramida Puterii și cum și de cine este condusă planeta, care a fost vizionat de 2 milioane de ori și veți afla lucruri uluitoare. Am fost surprins de o analiză jurnalistică a celor de la OCHR, care își expune clar și concis concluziile. Să nu vă gândiți nici măcar o secundă că putem anihila această forță globală. Ei controlează partidele mici sau majoritare, ei controlează guvernarea și opoziția, ei controlează fluxul informației și ei controlează finanțele. Ei controlează resursele și tot ei controlează tipărirea banilor, ei controlează creștinismul. Tot ceea ce cunoaștem noi azi este în fapt o înșelăciune și nimic, dar absolut nimic, nu a fost conceput din dorința de a evolua sau de a fi în beneficiul oamenilor de rând. Oculta se prezintă, organizați, inteligenți, malefici. Iluzia va fi atât de mare, atât de vastă, că va scăpa percepției lor. Cei care o vor vedea vor fi considerați nebuni. Vom crea fronturi separate pentru a împiedica să vadă legătura dintre noi. Ne vom comporta ca și când nu suntem conectați să păstrăm vie iluzia. Obiectivul nostru se va realiza treptat pentru a nu aduce niciodată suspiciune asupra noastră. Acest lucru îi va împiedica de asemenea să vadă modificările pe măsură ce apar. Vom sta mereu deasupra nivelului relativ al experienței lor, căci deținem secretele absolutului. Vom lucra împreună și vom rămâne legați de sânge și secret. Moartea va veni la cel care vorbește, vom păstra durata lor de viață scurtă și mintea lor slabă, în timp ce vom pretinde că facem contrariul. Vom folosi cunoștințele noastre de știință și tehnologie în mod subtil, astfel că nu vor vedea niciodată ce se întâmplă. Vom folosi metale ușoare, acceleratoare de îmbătrânire și sedative în alimente și apă, de asemenea în aer. Vor fi acoperiți de otrăvuri oriunde ar fi. Metalele grele îi vor face să-și piardă minții. Noi vom promite să găsim un leac din multele noastre fronturi, cu toate astea le vom oferi și mai multe otrăvuri. Acestea vor fi absorbite prin piele și gură, le vor distruge mințile și sistemele de reproducere. Din toate acestea, copiii lor se vor naște morți și vom ascunde această informație. Otrăvurile vor fi ascunse în tot ceea ce îi înconjoară, în ceea ce beau, mănâncă, respiră și poartă. Trebuie să fim ingenioși în eliberarea otrăvurilor pentru că ei pot vedea până departe. Îi vom învăța că otrăvurile sunt bune, cu imagini amuzante și tonuri muzicale. Cei la care se uită cu admirație ne vor ajuta. Îi vom înrola să promoveze otrăvurile noastre. Ei vor vedea produsele noastre fiind utilizate în filme și se vor obișnui cu ele și nu vor ști niciodată adevăratul lor efect. Când nasc, vom injecta otrăvuri în sângele copiilor și îi vom convinge că este pentru binele lor. Vom începe de vreme când mințile lor vor fi tinere, ne vom adresa copiilor cu ceea ce iubesc copiii cel mai mult, dulciurile. Atunci când dinții se vor caria, îi vom umple cu metale care le vor ucide mintea și le vor fura viitorul. Când capacitatea lor de a învăța a fost afectată, vom crea medicamente care îi vor face să fie mai bolnavi și să provoace alte boli pentru care vom crea mai multe medicamente. Îi vom face docili și slabi înaintea noastră prin puterea noastră. Ei vor deveni deprimați, lenți și obezi și când vor veni la noi pentru ajutor, le vom da mai multă otravă. Le vom concentra atenția asupra banilor și bunurilor materiale, astfel încât mulți nu se vor conecta niciodată cu sinele lor interior. Vom distrage atenția cu plăcere, plăceri externe și jocuri, astfel încât aceștia să nu poată fi niciodată una cu unitatea universală. Mințile lor vor fi ale noastre și vor face așa cum spunem noi. Dacă refuză, vom găsi modalități de a implementa tehnologia care modifică mintea în viața lor. Vom folosi frica ca armă. Vom stabili guvernele lor și vom stabili opozițiile din cadrul acestora. Vom controla ambele părți. Ne vom ascunde mereu obiectivul, dar vom realiza planul nostru. Ei vor face munca pentru noi și vom prospera din munca lor. Familiile noastre nu se vor amesteca niciodată cu ale lor. Sângele nostru trebuie să fie curat întotdeauna, pentru că așa este calea de urmat. Vom face ca ei să se omoare reciproc între ei atunci când ne convine. Îi vom păstra separați de unicitate prin dogme și religie. Vom controla toate aspectele vieții lor și le vom spune ce să gândească și cum. Îi vom îndruma cu amabilitate și cu ușurință și îi vom lăsa să creadă că se îndrumă ei înșiși. Vom crea o animozitate între ei prin facțiunile noastre. Când o lumină va străluci printre ei, o vom stinge prin ridicularizare sau moarte. Oricare ar fi cea mai bună alegere, îi vom face să se măcelărească între ei și să-și omoare proprii copii. Vom realiza acest lucru folosind ura ca aliat, furia ca prietenul nostru. Ura îi va orbi complet și niciodată nu vor vedea că din conflictele lor ne ridicăm noi ca și conducători. Vor fi ocupați să se omoare unul pe celălalt. Ei se vor scălda în sângele lor și își vor ucide vecinii, după cum credem de cuvință. Vom profita foarte mult de aceasta, căci ei nu ne vor vedea, nu ne pot vedea. Vom continua să ne prosperăm de pe urma războaielor și morților lor. Vom continua să prosperăm de pe urma războaielor și morților lor. Vom repeta acest lucru mereu până când scopul nostru final va fi realizat. Vom continua să-i facem să trăiască în frică și furie prin intermediul imaginilor și sunetelor. Vom folosi toate instrumentele pe care le avem pentru a realiza acest lucru. Instrumentele vor fi asigurate de munca lor. Îi vom face să se urească pe ei înșiși și pe vecinii lor. Le vom ascunde întotdeauna adevărul divin, acela că noi toți suntem unul. Acest lucru nu trebuie știut niciodată. Nu trebuie să știe niciodată că culoarea pielii este o iluzie, trebuie să creadă mereu că nu sunt egali. Puțin câte puțin, pas cu pas, ne vom împlini scopul. Le vom prelua terenurile, resursele și averile pentru a ne exercita controlul total asupra lor. Îi vom înșela să accepte legi care le vor fura până și mica libertate care le va rămâne. Vom stabili un sistem monetar care îi va întemnița pentru totdeauna, păstrându-i pe ei și pe copiii lor în datorii. Atunci când se vor răzvrăti împreună, îi vom acuza de crime și vom prezenta lumii o altă poveste, pentru că vom deține toate mijloacele de informare în masă. Vom folosi mijloacele noastre de comunicare pentru a controla fluxul de informații și sentimentul lor în favoarea noastră. Când se vor ridica împotriva noastră, îi vom zdrobi ca pe insecte, pentru că sunt chiar mai puțin decât atât. Ei vor fi neputincioși să facă orice pentru că nu vor avea arme. Vom recruta unii din ei pentru a ne îndeplini planurile, le vom promite viață veșnică, dar viața veșnică nu o vor avea niciodată, pentru că ei nu sunt ca și noi. Recruții vor fi numiți inițiați și vor fi indoctrinați să creadă ritualuri false de trecere la tărâmurile superioare. Membrii acestor grupuri vor crede că sunt cu noi, necunoscând adevărul. Ei nu trebuie să învețe acest adevăr pentru că ei se vor întoarce împotriva noastră. Pentru munca lor vor fi răsplătiți cu lucruri pământești și cu titluri mărețe, dar nu vor deveni niciodată nemuritori, nu ni se vor alătura, nu vor primi lumina și nu vor călători către stele. Ei nu vor ajunge niciodată în tărâmurile superioare pentru că uciderea propriilor semeni îi va împiedica să treacă la tărâmul iluminării. Acest lucru nu-l vor afla niciodată. Adevărul va fi ascuns în fașă, atât de aproape încât nu se vor putea concentra asupra lui decât atunci când va fi prea târziu. Da, atât de mare va fi iluzia libertății pentru că ei nu vor ști niciodată că sunt sclavii noștri. Când totul va fi conform planului, realitatea pe care am creat-o pentru ei va stăpâni. Această realitate va fi închisoarea lor. Ei vor trăi în autoamăgire. Când se va realiza scopul nostru, va începe o nouă era a dominației. Mințile lor vor fi legate de convingerile lor, credințele pe care le-am stabilit din timpuri imemoriale. Dar dacă vor afla vreodată că sunt egali, atunci vom pieri. Aceasta niciodată nu trebuie să se afle. Dacă vor afla vreodată că împreună pot să ne învingă, vor lua măsuri. Ei nu trebuie să afle niciodată ceea ce am făcut, pentru că dacă o fac, nu vom avea unde să ne ascundem, pentru că va fi ușor să fim văzuți cine suntem odată căzut poalul. Acțiunile noastre vor dezvălui cine suntem și ne vor vâna jos și nimeni nu ne va oferi adăpost. Acesta este legământul secret prin care vom trăi restul acestei vieți și celor viitoare, pentru că această realitate se întinde peste multe generații și durate de viață. Acest legământ este pecetuit cu sânge de sângele nostru. Societatea secretă. Presupunând acum, după tot ce am menționat mai sus, că avem o înțelegere de ansamblu a situației, ce e de făcut? Cum am putea să gestionăm lucrurile în favoarea noastră? Putem? Primul pas e fix acesta, să conștientizăm cu cine ne luptăm, să nu subestimăm această forță. În al doilea rând, trebuie să ne întrebăm dacă merităm să ne salvăm sau să fim salvați. E imperios necesar să ne reevaluăm comportamentul și să înțelegem că, cel puțin la momentul actual, ne cam merităm soarta, plătind de fapt pentru acțiunile noastre, pentru aroganța noastră față de restul creației, primind fix ceea ce dăm celor mai slabi decât noi. Nu e cu nimic diferit faptul că noi defrișăm pădurile pentru a ne extinde orașele, stricând, afectând și omorând mii de viețuitoare, față de faptul că ei, prin interpuși dintre noi, vor să ne rărească și să elibereze probabil câteva teritorii dorite de ei, deși dețin mult mai mari suprafețe decât ceea ce cunoaștem noi că există pe pământ. Au făcut totuși câteva investiții majore și în teritoriile alocate nouă, iar aceste zone probabil că trebuie eliberate de prezența noastră. Ce ne poate fi de folos în abordarea noastră? Din acțiunile lor putem observa că tot ceea ce fac sau ce ne fac, fac prin interpuși dintre noi, niciodată direct. Cumva ne împing spre autodistrugere, deși ar avea capacitatea să facă asta doar apăsând pe un simplu buton. De ce nu o fac? Probabil că există ceva superior lor căruia îi se supun. Probabil că știu că dacă acționează direct, adică ne încalcă liberul arbitru, ar trebui să dea cumva socoteală. Poate cunosc mult mai bine cum funcționează karma, legile creației, și vor cumva să plaseze interpușilor, adică nouă, această karmă. Poate prin ceea ce fac încearcă să facă o selecție artificială a celor dintre noi cu care vor să meargă mai departe pe diferite criterii. Personal, cred că vor să scape de cei mai puțin inteligenți dintre noi, chiar dacă cei mai proști și mulți se califică cel mai bine la statutul de sclav, pentru că mai puțini, chiar dacă mai inteligenți, pot să fie în continuare controlați. Dacă au ajuns în punctul în care pot să înlocuiască aproape toată munca fizică cu roboți și inteligența artificială, e nevoie de oameni inteligenți care să întrețină acești roboți, să-i programeze, să-i dezvolte, adapteze și updateze software. E fix modul în care am renunțat noi la vehiculele cu tracțiune animală atunci când au apărut tractoarele. După ce am făcut aceste constatări, ce putem face pentru binele nostru? Cred că cel mai important lucru e legat de modul indirect prin care ei acționează. Aici cred că e cheia. Dacă noi expunem și pedepsim exemplar pe interpuși, adică pe cei care au trădat interesele umanității, e bine, dar nu suficient. Cred că fiecare dintre noi e dator să refuze orice activitate care e îndreptată împotriva semenilor, împotriva ecosistemului natural. De exemplu, piloții de avioane, cei care întrețin și alimentează rezervoarele, etc., se refuze să mai împrăștie aerosol toxici, chemtrails. Cei chemați la luptă împotriva semenilor se refuze să lupte. Dacă toți refuză să lupte, nu mai putem avea războaie. E valabil și pentru forțele de ordine, care sunt doar folosite de către ei, dar cărora le-au sortit fix acea soartă ca pentru marea majoritate a populației. Să fim conștienți că nu vor întreprinde nimic în mod direct împotriva noastră, Iar dacă nu mai găsesc pe nimeni dispus să o facă, nu o vor face în mod direct. Puteau până acum să acționeze direct și totuși n-au făcut-o. Să înțelegem că vor o eliminare selectivă a noastră și nu una la grămadă, iar noi trebuie să înțelegem criteriile acestei selecții. Noi singuri ne otrăvim aerul prin chemtrails și poluare și tot noi ne injectăm reciproc o travă direct în vene, prin vaccinare. Trebuie să încetăm și să refuzăm să mai facem asta. În rezumat, prin nesupunere civică și sau ierarhică față de orice ordin sau acțiune îndreptată împotriva semenilor noștri, în mod direct sau indirect, a intereselor noastre ca și civilizație umană. Să respingem, să primim sau să dăm curs prin acțiunile noastre oricărei acțiuni îndreptate împotriva vieții și a creației în ansamblul ei. Să fim pro-viață și să respingem tot ce e anti-viață. Precizări legate de imaginea care însoțește acest articol. Harta din imaginea dreapta sus, o veche hartă rusească publicată într-o gazetă din 1907, arată în zona încadrată de mine, într-un cer roșu, teritoriile cunoscute și accesibile nouă și locuite mai mult sau mai puțin de noi. În exterior, spațiul cuprins între cercul roșu și cel verde prezintă teritorii la care nu avem acces. Aici probabil se desfășoară cei ce ne stăpânesc. Bineînțeles că îi pătrundesc în teritoriile ocupate de noi, dar noi nu avem cum să ajungem în zona lor. Nu că nu putem, dar nici măcar nu știm că aceste teritorii există, așa că... Cu siguranță că dimensiunile reale ale Pământului pe care le știm sunt eronate. Cred că Pământul e mult mai mare, de aici linia orizontului liniară la un arc de cer cu rază mare. Dimensiunile cunoscute sunt fix corelate cu cercul roșu desenat de mine pe hartă, restul teritoriilor sunt în afara zonei accesibile nouă și nici nu avem date despre dimensiunea totală. Harta din dreapta jos e similară celei de sus, are chiar denumiri pentru teritoriile necunoscute nouă, iar un lucru interesant e faptul că poziția continentelor cunoscute nouă este cumva răsturnată. În imaginea din stânga sus sunt reprezentate simbolic cele două lumi ce coexistă aici, o lume de paradis, de huzur, și lumea pe care noi o cunoaștem, lumea care susține prin eforturile ei prosperitatea celor care ne stăpânesc. Am scris articolul direct pe pagina de Facebook, apoi l-am dat pe public. Leonard Cheșca. Prieteni, mulțumindu-vă încă o dată pentru faptul că ne urmăriți, Cristian Alexandrescu vă spune toate cele bune și pe curând!